Dacă vă întrebați cum e să faci sărbătorile de Crăciun la 27 de grade, ei bine, cam așa arată. Ne aflăm pe plaja din Fort Lauderdale Beach. Vedeți în spatele meu deja sunt ornamente pentru Crăciun. 27 de grade în acest moment afară. Lume pe plajă, o atmosferă de vacanță. Dar, cum spuneam, în preajma Crăciunului, căci mai sunt 2-3 zile până la Crăciun. Tot aici, vis-a-vis de plajă, avem și unul dintre brazii de Crăciun instalat, îl vedeți în spatele meu. Ne aflăm chiar la, sau pe celebrul Boulevard Las Olas, de aici din Fort Lauderdale, și cam așa arată în preajma Crăciunului. Tot lângă brad aici avem pe stânga, în față, Elbow Room, celebrul bar, care este și pe internet, are și cameră web pe internet. Elbow Room, căutați pe internet. Și de asemenea, în partea aceasta avem un mic parculeț cu scaune view colorate, unde lumea se relaxează. Iar în față acolo este Oceanul Atlantic. Înțeles că vis-a-vis de stradă avem o mulțime de baruri, restaurante, magazine de băuturi, cât și alte magazine. E o zonă foarte populară aici pe plajă, în Fort Lauderdale Beach, în zona Las Olas. Să vedem cum arată și pe plajă. Nu este foarte, foarte multă lume, sunt doar 27 de grade. Oceanul Atlantic arată de asemenea foarte bine. Văd în spate, dacă observați, cu parașutele, cu bărcile și pe plajă, de asemenea lume care se destinde. Înțeles că există o faleză foarte frumoasă aici lângă ocean, unde lumea se plimbă. Pe partea cealaltă, în spatele meu, avem restaurante peste restaurante, iar pe partea aceasta, tot în spatele meu, oceanul. Dacă veniți la plajă, nu trebuie să plătiți nimic, nu vă obligă nimeni să închiriați șezlonguri, cu toate că există zone de șezlonguri cu plată, cum e aceasta din spatele meu, dar în general nu trebuie să plătiți deloc șezlonguri, nu vă obligă nimeni. Peste 25 de milioane de turiști anual are acest oraș ca vizitatori din toate colțurile lumii. Oraș care este situat undeva la 50 de kilometri nord de Miami. Despre cazări aici, cu greu veți găsi ceva sub 100 de dolari pe noapte, deoarece este o destinație luxuriantă, totul este pus la punct. Și, în consecință, prețurile sunt pe măsură. Așadar, dacă doriți o destinație de vacanță mai liniștită în comparație cu Miami Beach, aici este locul potrivit.
asta a fost vizita noastră aici scurtă pe plaja din Fort Lauderdale. Hai să vedem pe unde mai mergem. De-a lungul oceanului spre nord, să mai vizităm o plajă mai mică, un loc foarte frumos. Și mă gândeam să vă arăt cum arată șoseaua aici pe malul oceanului. Am ajuns pe plaja din Pampano Beach, undeva vreo 10 km mai în nord de Fort Lauderdale. Să vedem cum arată și pe aici. Văd că e lume. Să vedem cum e pe plajă. Un parc, de fapt este pe faleză aici, foarte frumos amenajat. Locul de joacă pentru copii. Frumos. Acolo avem un sandy bar pe plajă, iar aici avem biciclete de închiriat, electrice. Copaci împodobiți cu luminițe, văd că au pus și aici decorațiuni de Crăciun, nu știu ce semnifică, dar e interesant. Plaja din Pompano Beach este o plajă de asemenea foarte interesantă, liniștită. Dacă nu vrei nebuneală, aici trebuie să vii. De asemenea, toalete foarte moderne, cu aer condiționat, bineînțeles. Aici femei și pe partea cealaltă bărbați. Bărbați și avem chiar și Wi-Fi spot gratuit. Nu știu câte plaje oferă Wi-Fi gratuit, dar aici este. Wi-Fi gratuit, mai multe lucruri gratuite aici pe această plajă în Pompano Beach. E acolo și un pier, acel pod lung care este intrarea tot gratuită. Și ce am descoperit aici? Un copac. Sunt mai mulți, dar priviți la acest copac cum arată, ce formă frumoasă și deosebită are. Avem pe această plajă și grătare și mese, putem face un grătar pe aici. Este foarte frumos, foarte frumos. O plajă îndreptată mai mult spre familie. Spre deosebire de plaja din Fort Lauderdale, aici în Pompano Beach, oceanul este ceva mai agitat. Poate că nu sunt decât vreo 10 km, iar pe plajă e mai liber, nu este așa aglomerat. Nisipul este de calitate, apa caldă, așa că hai la baie! Ce mai avem pe această plajă? Un loc de joacă pentru copii foarte bine amenajat, după cum vedeți.
pentru copii între 2 și 5 ani. Foarte frumos arată, foarte bine arată. Iar alături avem zona de sport cu aparatură pentru cei care dorea să facă ceva sport. Iar mașina șerifului acolo ne păzește. Bineînțeles că avem și aici mai multe baruri pe plajă, restaurante. Într-un cuvânt, o atmosferă foarte destinsă și aici în Pompano Beach. 27 de grade și aici, așa că Crăciunul poate să vină. De asemenea, gratuit aici pe plajă și 4 terenuri de voleibol. Numai că nu e nimeni care joacă acum, dar există. De aici, de lângă cabina salvamarului, una dintre ele, ne încheiem și noi astăzi mini-excursia noastră pe aceste două frumoase plaje din Florida. Nu uitați, sezonul de plajă aici este iarna, deoarece temperaturile sunt mai umane și umiditatea scăzută, așa că dacă vreți să ajungeți pe aici prin Florida, faceți-o iarna. Acestea fiind spuse, eu vă doresc la toți numai bine, sărbători fericite și ne auzim cât de curând. Bye!